Pe fondul temperaturilor crescute din ultimele zile, primăria Iași a decis să sisteze furnizarea de agent termic. În continuare va fi furnizată apa caldă către consumatorii din municipiu. Autoritățile au anunțat că CET 2 Holboca va mai funcționa pentru maxim o lună. Aveam nevoie de întreruperea cât mai rapidă pentru că vrem să mai executăm câteva lucrări care au fost ținute pe loc de încărcarea rețelor cu agent termic. A fost o iarnă relativ bună, am putut o ține sub control, am beneficiat sigur și de solicitarea pe care făcusem Guvernului României de a ne da voie să facem un împrumut pentru achiziția de combustibil, gaze naturale, ceea ce ne-a determinat să avem fluență în aprovizionarea cu combustibil. Nu au fost probleme majore nici în furnizarea de agent termic.